Salut, camarazi! Azi e duminică seara, o să vă fac un studiu de caz. Știți și voi că după lovitura de stat din decembrie 89 au apărut foarte mulți milionari în România, brusc. Ăștia n-au apărut de nimic, știți? Pe vremea lui Ceaușescu, membrii de partid, securiștii, milițienii, făceau afaceri ilegale, lucrau cu interlopii și acum tot ce vedeți voi în crengăturile care există între interlopi, care vreți voi, de la Iași, din Ardeal, de Muntenia, din Moldova, toți sunt mână-mână cu organele, cum se numeau pe vremuri. Deci tot sunt mână-mână cu chestorii de poliție, cel puțin niște comisari sunt pe lista lor de plată, care le dau și ponturi și avertizează. Toate averile care s-au făcut sunt bani furați de la noi, de la talpa țării, de la popor. Nimeni n-a fost geniu Carpaților, toți au furat și au jefuit omul de rând. Tot ce ați văzut voi din decembrie 89 până astăzi, cu FMI-ul, cu Banca Religiilor, cu Bancorex, cu tot ce a fost, au fost manevre făcute în România după modeluri din străinătate, copiate de securiștii care au lucrat la SIE, Serviciul de Informații Externe al lui Ceaușescu, care, trăind mulți ani de zile în străinătății, au căscat ochii și au învățat cum au făcut tăiat țepele și le-au adus și le-au introdus în România. Astăzi o să vă fac un studiu de caz despre unul din milionari ăștia care au ajuns milionari. L-am cunoscut când era copil la Giurgiu, când jucam, eu jucam la juniorii lui Dunărea Giurgiu și el juca la piticii lui Dunărea Giurgiu, pe nume Gino Iorgulescu. Era un copil cu niște picioare ca niște bețișoare, un pelican, cum îl poreclisem noi. Unchiul lui a fost un celebru fundat stânga tot la Dunărea Giurgiu, a murit de cancer, deci nu proveneau din familii de ceaburi. Unchiul lui, când a murit de cancer, a lăsat doar o casă părintească, să zic așa, deci o casă care o moștenise de la părinții lor, știți? Deci denumitul Gino Iorgulescu, știți și voi sau poate nu știți, e președintele ligii profesioniste de fotbal. Nu știu ce rost are, avem o federație română de fotbal, nu știu ce rost mai are să mai finanțești o ligă profesionistă de fotbal. Mi se pare aberant, dar oricum se toacă niște bani acolo, banii voștri, bineînțeles. De curând, acest personaj dubios, ca să nu-i zic altfel, Gino Iorgulescu, a vândut 5 restaurante care le avea, se numeau Trattoria Il Calcio, un fel de braseria fotbal. Il Calcio înseamnă fotbal în italiană și asta dă bine la turiștii italieni când ajung în România. Și ia uite, domne, o trattorie italienească, dar noastră, dar nu, e vrăjeală, știi? Deci el făcuse 5 restaurante denumite Trattoria Il Calcio prin centrul Bucureștiului ca să îi păcălească și pe italieni și pe români care credeau că mănâncă la italien, știți? A cedat cele 5 restaurante grupului Nuba pentru cifra de 1,5 milioane de euro. Aș vrea să știu, camarazi, câți dintre voi aveți nu 1,5 milioane de euro, ci 15.000 de euro, dacă aveți în casă sau în buzunar, știți? Eu cred că n-aveți. Cele 5 trattorii Il Calcio
au avut o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro anul trecut și au crescut veniturile cu 34%. Erau, cum v-am zis, 5 localuri. Gino Iorgulescu e geniu Carpaților, e la al treilea mandat la Ligă. Știți și voi că fotbalul românesc e absent în toate competițiile, nu mai jucăm aproape nicăieri, nici la masa săracilor nu mai luăm loc, suntem așa de umplutură, cum a fost și la Eurovision și în toate, noi alergăm ca proștii pe lângă alții și ea câștigă. De ce? Păi simplu, uitați-vă și voi, și la ucrainieni, și la polonezi, și la croați, e mai multă și la unguri, e mai multă seriozitate, nu e atâta corupție cum e la noi. La noi tot sistemul e corupt, tot ce e statal e putred. Așa. Înaintea lui știți și voi că Dumitru Dragomir, celebru milițian de la Scornicești, de la Viitorul București, un milițian de la așa, cum să zic așa, cu tupeis de vagabond, de mahala, știți? Dumitru Dragomir a domnit 17 ani la Ligă, știți? Deci aproape că l-ajungea pe Ceaușescu, știți? Ca domnie. Din 14 noiembrie 2013, când la concursul pentru Ligă, la alegerile pentru Ligă, singurul candidat a fost doar Gino Iorgulescu, n-a avut rivali, probabil că securiștii îi speriase pe rival și nu s-a mai prezentat nimeni, știți că și-au dat seama care e mișcarea sau, normal, fiind săgeata securiștilor, securiștii au informații despre oricine candidează și prin informațiile alea sunt șantajabili. Simplu, nu? Probabil că majoritatea dintre voi nu știți că actualul sediu al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost clădit pe un teren care a aparținut, bingo, ați ghicit, i-a aparținut lui Gino Iorgulescu. Înțelegeți? Așa se fac afacerile în România, nu? Vă întreb așa retoric, camarazi. Voi de ce n-aveți milioane de euro ca geniul Gino Iorgulescu, nu? Că n-aveți, nu? Așa. Vedeți și voi cum e lumea. Neamțul are o vorbă, zice că dacă ți-ai pierdut rușinea, trăiești nejenat și așa e. Oamenii ăștia nu mai au rușine, nu mai au nimica, trăiesc nejenați. Singurul Dumnezeu al lor e banul, mamonul, știți? Nu e singurul, a mai fost, știți și voi, pe Cristi Borcea, care de la cărător de butelie a ajuns multimilionar. Pe Gigi Becali, că a avut oile de aur, Tasu avea oi de aur și așa a ajuns milionar. Pe George Copos, alt geniu al Carpaților. Pe Săvulescu, care a fost pe la Dinamo și e fugar acum. Pe Popoviciu, care și el e fugar. Pe celebru Marian Iancu, care am stat cu el la Răcoare, de o calicenie fabuloasă. Ion Nicolae de la Astra, Giurgiu la fel, care am stat cu el la Răcoare. Băi frate, după părerea mea, ar trebui terminat cu chestia asta, ar trebui băgat ilicitul, pentru că toți milionarii ăștia de carton nu pot justifica banii furați, nu pot justifica averile imense care le au. Nu mi se pare corect ca oamenii care muncesc în trei schimburi, și bolnav, și cu fac sacrificii să câștige un bănuț chinuit, cum și unii camarazi de-ai noștri muncesc bolnavi, și Ruxandra are probleme de spate, deci stă 12 ore pe un scaun și lucrează la o corporație. Și mulți, mulți milioane de oameni în România care se chinuiesc bolnav sau cu sechele ca să nu lipsească de la servici să-și facă, să-și ia salariu,
Eu i-aș deposeda pe toate lichelele astea care au furat în banii noștri, înțelegeți? Ar trebui băgat ilicitul. Cine nu poate justifica, și ăștia nu pot justifica averea, că n-au cum, să li se ia averea, casele, banii, contul, să li se golească conturile, să li se ia mașinile și totul. Dacă nu se aplică măsuri de-astea radicale, o să fim toată viața și copiii noștri vor fi sclavii acestor hoți, acestor tâlhari, acestor lipitori și trădători de neam și țară. Vă aștept cu comentariile. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Vă pup, camarazi. Pa!